Horticultura a avut parte de vizita mai multor preșcolari care au admirat plantele, au aflat cum le îngrijesc și au dat o mână de ajutor angajaților societății. Copiii de la grădinița Pigmalion din Ghiroda au fost la horticultura pentru a da o mână de ajutor la plantarea panseluțelor. Tot aici au aflat de la specialiști cum se îngrijesc și se dezvoltă plantele. Preșcolarii din grupele Licurici Mici, Peștișori, Iepurași, Veverițe, Albinuțe au vizitat țărele și au dovedit încă o dată că responsabilitatea și grija se învață încă din copilărie. Săptămâna viitoare, cei de la horticultura îi așteaptă pe copiii de la Școala Generală 19, iar următorii pe listă sunt cei de la Colegiul Național Bănățean și Școala Generală 24.